Inițial, Victor Ponta a anunțat că de anul viitor doar pensiile și salariile mici vor crește cu 3,76%. Câteva ore mai târziu a revenit însă asupra declarației și a corectat informația. A fost eroarea mea în sensul în care eu mă referam la indexarea salariilor și am spus din greșeală și de pensii. Doamna ministru nu m-a sunat imediat și mi-a reamintit că avem o decizie a Curții Constituționale. Pensiile sunt bazate pe contribuții și nu poți să le oprești. Să le îngheți pe cele mai mari și să le crești doar pe cele mai mici. Deci pensiile vor crește toate cu acel 3,76%. În ceea ce privește salariile, doar angajații cu venituri mici vor beneficia de bani în plus, precum rezidenții și profesorii debutanți, dar și alte categorii de bugetari. Totodată, Victor Ponta a dat asigurări că există deja fonduri necesare pentru indexarea salariilor. La Ministerul Muncii au fost bani alocați, dar neutilizați. Sunt bani economisiți, precum cei economisiți, pentru că ne-am împrumutat mai ieftin de pe piețele externe. Potrivit noi legea salarizării, începând cu anul 2014, salariile bugetarilor vor fi majorate anual în etape, dar numai în cazul angajaților cu venituri foarte mici.